Sensurile giratorii din municipiul Hunedoara sunt de acum mai bine semnalizate, asta deoarece autoritățile locale au montat catadioptrii, adică acei ochi de pisică care, pe timp de noapte, răsfrâng razele luminoase în direcția lor de incidență și ajută astfel pe participanții la trafic. Decizia autorităților de a monta acești ochi de pisică în sensurile giratorii din oraș nu poate fi decât una benefică, atât pentru șoferii din localitate, cât mai ales pentru cei care tranzitează orașul. Da, ni s-a semnalat și de către cetățeni și de către brigăzile de poliție care patrulează prin oraș faptul că ar trebui mai bine semnalizate sensurile giratorii, drept pentru care am decis să marcăm aceste sensuri și cu acești ochi de pisică pe care i-ați văzut în imagini. Sperăm ca accidentele să dispară cu totul și să nu mai existe probleme cu aceste sensuri. Municipalitatea Hunedoreană a semnalizat până acum amenajările de tip scoar care separă sensurile de circulație din apropierea sensurilor giratorii situate la intrarea în oraș și la intersecția străzilor Libertății cu George Enescu. Ochii de pisică vor fi montați în perioada următoare și în sensul giratoriu din zona Rusca.